Salut și bine v-am găsit la nou episod pe Baghet cu noul modpack al lui Andrei, care este unul medium spre high. După cum bine puteți observa, avem ținute, outfit-uri de iarnă, bocanci de iarnă pentru că efectiv a venit iarna. Toate linkurile le aveți în descriere, atât canalului lui atât canalul lui Andrei, cât și Instagramul meu și modul de unde puteți să-l descărcați. Mergem așa, mamă, nu știu, deci chiar nu știu ce se întâmplă astăzi pe Baghet, credeți-mă. Da, să trecem mai departe. Avem străzi check, care, uitați cum arată, zici că n-or dezăpezit bine, aoleu, eu cred că e lag, clar. O să trec și pe undeva, please. Doamne iartă-mă. Deci fiți atenți, nu, ceva nu e. Se vede că vine iarna, că lumea se pregătește să treacă la modpack-urile de iarnă în modpack medium. Hai, așa că puteți să descărcați. Să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți. Sper să vă placă, că na, eu, după cum bine știți, eu fac ca un fel de review la modpack-uri și nu aleg orice modpack pentru că nu toate sunt faine și sper să vă placă, adică na, mie chiar îmi place asta. Merg până la Los Santos să văd ce se... Las Ventura să văd ce se întâmplă. Sper să ajung ca să nu bubui, pentru că fiind nebunie, riști să nu mai ajungi în Las Venturas. Așa, și am observat o chestie, nu se mai mișcă mouse atât de blablabla stânga-dreapta, dar probabil asta se putea rezolva din Get Gift Time din setări, dar nu mai suport astfel de chestii, deci serios vorbesc. Probabil pe serverele voastre e și mai rău, de ce m-a agitat atâta. Bun, mergem la PNS să fac mașina dacă ajung. Ia uite. După aia mergem la Gun Shop America din Los Santos să văd armele, până atunci. Ușor. V-am zis? Am ajuns la fix, nu pot să cred așa ceva. Bun. Uite, 20 de exemplu. Arată și 20 arată fain. Am 140 de FPS-uri, cred că în zona aglomerată am mai puțin. Merg o... Doamne, deci oamenii ăștia au ceva la cap, jur. Zici că să vinde ceva gratis și toată lumea încearcă să... Bine, hai să ne concentrăm pe modpack. Mă duc până la casino să văd câte laguri, câte FPS-uri îmi scade. Dacă ajung. Ia uite-i, cum se spawnează. Ia. Toc. Ila, că abia mă bagă și în ăsta. 15 FPS-uri. Ok, o eroare. Cred că mai bine aștepta sirenă. Ia să vedem la sirenă. Nu știu, da, băi, prea blană mod pe cu ei, uitați-vă puțin așa. De obicei, la intersecția asta chiar ar trebui să te asiguri. Niciodată, nu să nu spui niciodată, că te zboară unul de... Cred că am un hit pentru pe mine. Cred. Cred că ăsta e și un modpack pentru polițiști, dacă nu mă șel. Capa, da, doar polițiștii pot folosi această comandă. Deci dacă ești polițist, poți să-l folosești. Sau? Bun, bine ați venit în termul Baghet Winter, unde mult pe curios mai face chiar să joci pe Baghet și get gift-ul ăla. Cred.
Bun, mai vreau să vă arăt armele. Noroc că am intrat-o pe Anglia, că dacă nu mă bușeau la de mult. Știți că are NB. Așa arată afară. Așa arată cum. Arată fain, ce-i drept. Bun, vreau să luăm în felul următor. Ui, gun. M4. E un Desert Eagle, care Desertul Eagle văd că are o coarnă de ren. Unde? Aici, bun. Ia să vedem. Dar toată lumea circulă cu viteză. De asta românii nu joacă RP, pentru că le place să-și dea ca bolânzii unii în alții. Vreau să-mi fac mașina. Pa. Ia. Nu știu, dar parcă deja alunecă foarte mult. Bine. Mergem la poligonul să le testez. Pe mine mă fascinează. Probabil până decembrie o să mai scoată vreun mod pe XR să-l schimb, dar să sperăm că ăsta e ultimul. Că nu o să-l mai schimb. Dar parcă e mai fain asta decât celălalt. Ia uite. De obicei, cei care vin din partea aia, stați așa să până vedeți. Nu mai reușesc să vină pe aici, efectiv sar sau ajung direct aici. Bun. Sunetul nu e mare diferență la sunet. Nu e mare diferență, însă 21. Ia. Îmi place. Da. Am făcut foarte multe screenshot-uri, sper măcar unul din ele să mi se fi salvat. Și să sperăm că din ce în ce mai mult o să treceți la mod pe cutuiarnă, pentru că îi deja cazul. E noiembrie sau octombrie, nu contează, dar treceți la mod pe cutuiarnă. Sunt curios cum arată apa. Aoleu. Nu, că nu. Scuzați-mă. Mamă, ce faină. Ce peisaj de iarnă, gen. Da, ceața asta e genială, eu zic. Îmi place. Bun, cam ăsta a fost episodul de astăzi. V-am arătat noul modpack pe care Andrei a reușit să-l lanseze și eu să-i fac review și să vă zic să treceți la el, pentru că e tare fain. Aveți link-urile lui în descriere, fixate în comentarii, cred, și locul de unde descărcați modpack-ul. Nu uitați să-mi dați un like, să vă abonați și să-mi spuneți dacă vă place modpack-ul ăsta făcut, ăsta nou, recent, proaspăt lansat. Bun, până în alta, eu am fost Modde și ne mai auzim pe Baghet. Da. Mergem fericit.